Cine este Ana de la Mireasa și ce dezvăluire neașteptată a făcut despre trecutul ei? În ediția din 6 august 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 am putut să o cunoaștem mai bine pe Ana. Descoperă ce detalii s-au aflat despre trecutul tinerei. Ana este una dintre concurentele care au decis să intre în competiția Mireasa sezonul 10. La un testimonial, tânăra a dezvăluit mai multe despre ea. Despre trecutul ei și despre ce pasiune are. Descoperă în rândurile de mai jos ce a recunoscut Ana despre ea. Ana are 25 de ani și este din Arad, însă locuiește în Belgia, acolo unde lucrează ca ospătar la un castel. Tânăra a venit în cadrul emisiunii pentru experiență, dar și cu o dorință mare de a-și găsi marea dragoste. Concurenta se descrie ca fiind extrem de sociabilă. Despre copilăria mea pot să vă spun că am avut o copilărie foarte frumoasă, perfectă, la țară, cu prieteni și verișori pe stradă. Mințeam părinții că merg la bunici și eu mergeam la cai. Îmi plac cai, asta a fost pasiunea mea. În prezent călăresc la unchiul meu, fac sport de performanță, dar acum cu jobul am făcut o pauză. Dar o să reiau din nou. Am terminat liceul și acum sunt studentă la Facultatea de Agronomie din Timișoara. Cred că o să mă ajute foarte mult pe viitor în acest domeniu. Îmi place să citesc și să stau cu persoana iubită și cu familia. Părinții mei locuiesc în Germania, împreună cu sora mea. Pe mine nu mă pasionează deloc Germania, a fost confesiunea neașteptată făcută de concurenta de la Mireasa, sezonul 10, ce a mai povestit concurenta despre ea și despre trecutul ei. Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 6 august 2024 a emisiunii Mireasa Sezonul 10.